Succesul ca femeie este altceva decât succesul ca femeie de succes. Și sunt sigură că orice femeie de succes ar prefera să aibă succes ca femeie. Fiecare să înțeleagă din asta ce vrea, a zis cândva o femeie. Salut, sunt Ina Ilie și vă conduc în lumea în care succesul, deși e neutru ca gen, se declină cu multă eleganță la feminin. Este pentru prima oară când folosesc în deschiderea emisiunii un citat care aparține chiar invitatei mele. Dar asta pentru că nimeni până acum nu a sintetizat atât de bine noțiunea de succes de femeie cum a făcut-o cel mai iubit psiholog al țării, Aurora Liceanu, pe care recunosc cu multă emoție, abia aștept să o întâlnesc în câteva minute. Un psiholog fără cine știe ce avere a ajuns pe locul 5 în topul femeilor de succes e greu de imaginat. Dar când numele ei este Aurora Liceanu, orice explicație devine inutilă. Născută în 1941, ai putea zice că a știut dintotdeauna că va fi psiholog. A urmat cursurile Facultății de Psihologie din București și a continuat pe un traseu aproape clasic. Psiholog, cercetător, volume publicate. Am zis traseul aproape clasic. Nu avea cum să prevadă însă în ce fel meditația transcendentală avea să-i schimbe destinul. Un scandal monstru a făcut-o femeie de serviciu la fabrica Suveica. Viața Aurorei Liceanu nu a fost lipsită de obstacole și a părăsit logodnicul pentru o poveste de dragoste intensă cu Gabriel Liceanu, de care s-a despărțit în luna a noua de sarcină. Mamă singură, a cusut rochii ca să-i cumpere fiului calculator, dar a găsit resurse să-și ducă visul mai departe. S-a dedicat cercetării, a publicat și a devenit azi poate cea mai respectată femeie psiholog din România. Și nu numai, veți vedea! Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur să mă văd din nou! Și eu! Arătați minunat! Mulțumesc! Mulțumesc! Haideți, în mașină, știu că este foarte cald, dar mașina da. Va fi extraordinar de confortabil, vă promit. Bun, la drum. Să începem. Cu ce valori ați plecat dumneavoastră la drum? Valorile cred că se formează treptat, treptat, da. Fără îndoială, germen, să zic, de valori apar din copilărie și din copilăria foarte mică. V-ați născut lângă Chișinău? Da, dar ne-am refugiat foarte repede, așa că eu n-am nicio memorie de acolo. Însă și din cauza asta cred că mă simt oarecum vinovată față de tatăl meu, care nu mai e, pentru că mi se părea că ce-mi spune el n-are nicio legătură cu ce în capul meu și aș fi putut într-un fel să mimez oarecare interes, un oarecare interes sau atracție pentru acea zonă sau măcar un fel de, să zic, interes pentru istorie. Ați avut un model în copilărie? Din familie, adevărat că foarte mult m-a influențat tatăl meu. Tatăl meu și cu mama mea erau extrem de diferiți. Extrem de diferiți. Mama mea era afectuoasă, moștenesc de la ea frica de calamități naturale. Și tatăl? Și tatăl meu era extrem de ambițios și aș zice că avea ceva care văd că creu este și la bărbat și poate că femeile nu sunt educate să vadă. Tatăl meu era viril mental. Era un bărbat la cap. Că era bărbat și în restul era. Dar felul în care se purta, felul în care se responsabiliza față de faptul că a făcut ceva și trebuie să facă, să rezolve lucrurile, e o chestie care ținea de maturitate și de trufie și de ambiție. Și atunci? Și toate astea m-au influențat foarte tare. Cum v-ați format ca femeie, având ca model mai mult figura tatălui? A, nici m-am gândit vreodată că taică-mi e model. Sigur că copiam mai mult fără să-mi dau seama. Consider și acum, fără să fac, cum să spun eu, reclamă unei labilități afective, erotice, cum vreți, cred și acum că sexele se construiesc prin raportare unul altul și prin experiențe în care ai de-a face. O femeie trebuie să aibă de-a face cu bărbații, din toate punctele de vedere. Da, cum da. V-a schimbat școala valorile sau cum v-a ajutat să le păstrați? Școala mea, i-am prins profesori care erau de adevărat profesori.
femeile erau niște doamne, chit că și nu prea se vorbea cu tovarășe decât mai spre sfârșit liceului, dar nu cred că am apucat să se vorbească cu tovarășe. Erau profesoare de modă veche, erau femei cultivate, de obicei măritate cu profesori, care de obicei sau oricum erau pe la Sava, eu am terminat Lazăru, și față de care aveam ceea ce poate astăzi e o dezinhibiție teribilă cu democratizarea relațiilor. O profesoară la engleză, care se numea Shelley Klug, și de la ea pot să spun că am moștenit o pasiune nețărmurită pentru culoarea verde. Cum? Se îmbrăca în verde. Tot timpul era în toate nuanțele lui verde. De la ea am învățat că o culoare este un univers. Pentru că de fiecare dată când venea cu un verde, era alt verde. Era verde oliv, era verde crud, era verde cu albăstriu. Nu știu cum le făcea și se îmbrăca extraordinar de frumos. Bine, era și foarte brunetă și asta pot să spun, că nu cred, cred că era... Bine, era și puțin nebunatică la minte, așa, ca om, ciudată, dar cred că de la ea am învățat că poți să înveți orice dacă profesorul devine un scamator, care îți deschide de la o parte o perdea, altă perdea, altă perdea și te duce de mânuță de colo-colo. Știu că la un moment dat ați făcut am o pasiune, ați ajuns la psihologie. Da, am făcut o pasiune pentru chimie și cred că aș fi putut să fiu, să profesez chimia bine, dar versiunea mea prezentă, cred că n-ar fi fost aia de chimistă. Dar cum ați ajuns la psihologie? La psihologie, cred că am mai spus chestia asta. E vârsta aceea la care te enamorezi sau ești flatată că îți face curte un băiat sau nu știu ce. Și așa mi s-a întâmplat și mie. Iar băiatul cu pricina, care era cam, să zic, nomenclaturist și crescut mai răsfățat așa, era inteligent, fără îndoială, dar nu prea se omora cu cartea. Și mama lui a zis să nu ne despartă. Ne-a dus la Constantin Botez. Constantin Botez, poate că v-am mai vorbit despre el, se spunea Conusache. Era un om matur. Era chiar foarte matur când eu aveam 16-17 ani. Și stătea pe strada Iulius Fucic. Aceasta a fost alegerea dumneavoastră. Da, a fost alegerea mea. Și el... trebuia să ne povestească ce aia să faci psihologie. Părea că e mai ușor sau părea că e ceva oricum legat, nu atât de tehnică, a chimie trebuia să știi formule și așa mai departe. Și am înțeles mare lucru pentru că nu mă ducea capul și țin minte că am intrat în facultate și n-am înțeles chiar după primul an de facultate, o spun cu foarte mare răspundere, nu înțelegeam care este deosebirea între obiectiv și subiectiv. Poate că nu eram coaptă la minte, poate că n-am făcut cum trebuia în școală. Dar ați ieșit șefă de promoție. Am ieșit șefă de promoție, iar tatăl meu mi-a zis așa, bine, te lasă-mi, te duci la psihologie, faci ce vrei. Nu mai da la chimie, dă la psihologie. Dar dacă nu intri, prima dată faci cum vrei tu, a doua oară faci cum vreau eu. Și asta a fost pactul. Lumea sexului de Henry Miller. Mi-ar plăcea să am o terasă toscană cu multe ghivece cu flori. Îmi place Requiemul de Mozart foarte mult. Sincer să vă spun, nu știu. Rămâne Paris. Dacă n-aș fi fost psihologă sau psiholog, aș fi fost chimistă. Cafea. Orgoliu. Nu le pun în ordine. Micimea minții și lipsa de umor. Îmi folosește să am o privire asupra vieții care este diferită de cea a bărbatului și care cred că este destul de diferită și în același timp și cu apropieri. Acută cu sut. Rai, iad și înțelegere. Ați ales să fiți mamă singură, însărcinată 9 luni. Da.
cum ați făcut această alegere și mai ales câtă prezența unui bărbat în viață are nevoie o femeie? Are nevoie o femeie de prezența unui bărbat? E sigur că are. Dar ce bărbatul n-are, vorba lui Henry Miller, că tot vorbeam că de-abia l-am citit, a zis că femeile, bărbații sunt întotdeauna tulburi la minte, mai tulburi, vrea să spună poate și mai puțin pragmatici, dar în orice caz, și că au nevoie de femeie ca să-și clarifice gândurile, că toți ziceam că ne construim unii pe alții. Cred că cel mai, dacă ești onest cu tine, cred că trebuie să trăiești astfel încât să nu fii în relații în care celălalt să nu recunoască cum ești tu. Tu să fii altfel decât ce e în capul lui alt că ești tu. Asta vi s-a întâmplat? Asta a simțit? Asta am simțit eu și cred că onestitatea față de tine e importantă. Nu e ușor, recunosc. Plus, un dram de inconștiență e minunat în viață câteodată ca să faci decizii. Pentru că dacă stai foarte mult și iei toate criteriile și ești matur, ceea ce nu eram matura, pentru că la noi ne maturizăm târziu. Toți oamenii se maturizează târziu. Poate n-aș fi făcut asta dacă aș fi avut mai multe criterii, dacă nu știu ce. Dar totdeauna trebuie să vezi plusurile și minusurile și cât de importante sunt plusurile și cât de importante sunt minusurile. Dar așa ați ales să faceți un copil pe care l-ați crescut singură, într-o prima fază. V-ați dat doctoratul când erați... Da. Aveați copilul de 2 luni, ceea ce multe lume ar considera că este imposibil. Așa este, să știți, am avut dat doctoratul cu cineva care nu mai trăiește și care era imposibil. În primul rând că eu cred că oamenii care au copii nu pot să converseze normal cu oamenii care n-au copii. Vă rog să mă credeți că eram la maternitate și tatăl meu venea cu referatele de doctorat într-un mediu absolut aberant. Acolo eram în plină biologie. Lumea circula cu tampoane de vată, cu sânge, cu tăvițe, cu chestii și el venea cu pagini bătute la mașină. Ce valori ați transmis ca mamă fiului? Ce scos pe gura aia să faci? Și vis-a-vis de femei mai ales? Vis-a-vis de femei să nu fie niciodată în viața lui, deși crede că e ușor și cred că se poate, să fie contemporane în inima lui mai multe femei. Una, două, trei, patru, sau mai știu eu cum sunt oamenii, la unii și mai mult. Adică, când ai încheiat o relație, nu intri în altă relație decât după ce ai încheiat o altă. Prieteni excepționali. Excepțional, e puțin zis. Eu discut adesea cu un coleg de-al meu la care țin foarte mult, care se cheamă Adrian Neculau, de la Iași, psiholog, și el a lansat acest termen, amănuntul biografic. Amănuntul e în ghilimele. Adică se întâmplă ceva, cum ar fi buturuga mică răstoarnă în carul mare, care îți schimbă viața. Poate să fie un amor, poate să-l cauți tu, că ești mai aventurier, sau nu. Îți vine, ți se întâmplă și îți vine în viață. Ce vi s-au întâmplat câteva? Pentru mine, Konosaki a fost amănuntul biografic. De exemplu, că pentru psihologie. Pot să-l pun în combinație mai largă. Dar, în general, asta este. Ideea este că amănuntul biografic contează. Oamenii nu-și doresc amănunte biografice pentru că sunt și bune, sunt și rele. Oamenii preferă o viață lineară. Te așezi și rămâi acolo. Adică pe modelul tradițional. Te măriți, faci copii, te naști, crești, te măriți sau te însori, faci copii, te împrietenești cu oameni care au și copii. La 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 la, pormă ești la pensie, pormă crești nepoți și s-a terminat. Slavă Domnului că n-a fost atât de liniar. Suntem aproape. La cea din față este Iulius Fucic. Da. De ce ați ales această stradă, Iulius Fucic, din tot Bucureștiul, ca să vă spună povestea cel mai bine? Pentru că dacă ar fi să cred în făcături sau în faptul că există arcuri în timp, un lucru pozitiv poate să se repete aproape la în condiții apropiate peste o perioadă, la fel de pozitiv sau negativ, mie mi s-a întâmplat ca, așa cum am spus, ca să mă înrăurească Konosaki, să fac psihologie,
peste 20 de ani, vis-a-vis de casa de Konosake, era un centru de forțele de muncă, de angajare, și acolo m-am dus după meditația transcendentală ca să mă angajez muncitor necalificat. Deci, într-o parte ați devenit psiholog și într-o parte ați renunțat să fiți psiholog ca să deveniți... N-am renunțat. Bine, eu. Trebuia să renunțați. Da, nu, eram obligată să vin aici. Da. Deci, traversez de pe un trotuar pe altul, la început mergând către un drum necunoscut, dar oricum nu negativ, și după aia spunându-ți, uite ce am făcut și poate că am făcut o prostie. Deci, și ce v-ați angajat? Ce post ați găsit? Muncitor necalificat. Muncitor necalificat? Da, unde? Muncitor necalificat la fabrica Suveica. Dar n-am ales eu. Am fost repartizat acolo. Am încercat, e adevărat, să mă angajez de capul meu muncitor necalificat, nu mă primea nimeni. Cred că totul era aranjat. Și chiar țin minte că și sora mea a vorbit cu cineva pe un șantier să fiu pontatoare. Pontatoare era necalificată. Ne prezența sau nu știu ce făcea. E, nu s-a putut, n-a vrut nimeni să mă angajez. Și așa erau toate ajuns alași. Femeie de serviciu. Și așa am ajuns femeie de serviciu. De la institut la femeie de serviciu. Da, da. Cum ați rezistat? Țin minte că Andrei Pleșu la un moment dat a spus, care pusese și el în combinația asta, spusese că 8 legi au fost încălcate, n-a contat. Eu nu mai le țin minte pe toate, dar în orice caz știu că cu mâna mea am acasă o hârtie unde scrie că eu doresc să fiu muncitor necalificat în interesul meu. Acum, cum o puteți să credeți că un om cere așa ceva? Da. Dar una din legi era că n-aveai voie cu studii superioare să lucrezi sub formația ta, sub pregătirea ta. Ori la noi n-a contat. V-ați simțit discriminată la locul de muncă de celelalte? Sau e, unele m-au discriminat, dar eu, culmea este că m-am avut mai bine cu oamenii de jos decât cu oamenii de sus. Adică femeile simple. Bine, e interesant așa că am intrat oarecum într-o situație în care era caragios, pentru că apăruseră tot felul de zvonuri în jurul meu. Ba că bărbatul meu a fugit în străinătate, ba că rudele au plecat în străinătate și nu am dosar bun, ba că sunt de la control să văd dacă se fură mâncare la grădiniță, ba că nu știu ce. Nimeni nu știa, nimeni nu mă întreba, dar toată lumea avea diferite puncte de vedere, ca să și spun așa. Copilul ce știa despre asta? Copilul meu știa, nu știa nimica. Și îmi dădea telefon și cerea și spunea Institutul Suveica. Noroc că directoarea era o persoană extraordinar de drăguță și bineînțeles că a zăpăcit toate orgoliile acolo, pentru că m-a lăsat să am halat alb la un moment dat, l-aveam de la institut, că făceam laborator, și m-a lăsat să-mi las geanta la ea în dulap, deci în biroul ei. Adevărul este că atunci, cred că am mai spus lucrul ăsta, prima dată mi s-a întâmplat să-mi dau seama cât de important este să ai un spațiu al tău. Încă o piedică peste care ați trecut și, slavă Domnului, v-ați întors la munca de psiholog. Da. Ziceam că mă bucur că ne-am întors la normalitate, la faptul că sunteți psiholog, doctor în psihologie, dar știu că la un moment dat ați vrut să renunțați. La 8 ani după ce a semnat facultatea. Da, așa este. Mi-aduceți aminte de niște lucruri pe care le-am scris, dar odată ce le-am scris, parcă mi-au ieșit din cap. Am avut o criză profesională, pentru că să știți că psihologia trebuie să faci pac cu ea. Dacă ești serios și profund, psihologia este o disciplină care te poate neferici foarte tare. Și mai ales pentru faptul că lucrurile sunt câteodată adevărate și din dreapta și din stânga. Știu că vă place să primiți cadouri și noi ne-am gândit la ceva pentru dumneavoastră. L-am putea să-l numim Ziua Imposibilă. Ziceați că vreți să vă apucați să vă scrieți zilele imposibile. Da. Și ne-am gândit că poate așa mulțumesc și foarte începeți. Mulțumesc. Ce înseamnă Ziua Imposibilă? Dom'le, sunt zile extraordinare în care îți intră mâneca de la halat în clanța de la ușă și dai cu capul sau te împiedici. După aia te duci, nu știu ce, îți cade ceașca pe jos după ce ți-ai făcut cafea. Și o țin cranga. E o serie întreagă, zi imposibile. Și țin minte că
Acum, ca să fiu mai directă, că fiul meu era mic și când trebuia să-l duc la grădință, ori eu mă îmbrăcam total și el era gol, că nu poți faci deodată, nu că trebuia să-l îmbraci. Dar aveți copil și știți. Ori el era îmbrăcat de tot și eu trebuia să mă îmbrac și el stătea împopoțonat cu paltonul pe scaun. Și atunci preferam să mă îmbrac eu și să-mi transpir ca să-l îmbrac și pe el. Și țin minte, și acum că i-am spus prietenii astea mele, mă, câtă dreptate e, l-am dus să facă pipi și mi-am rupt mărgelele în colac. Ca psiholog și antropolog și mamă și femeie, cu siguranță că v-ați lovit de foarte multe momente sau v-au supărat foarte multe momente de discriminare. Discriminarea femeii de către bărbat, de femeia de către femeie, discriminarea de gen. Da, dar nu eram totdeauna conștientă de asta, de diferență. Și acum, să știți, eu vreau fiecare să stea în banca lui. Eu sigur că aș fi foarte nemulțumită și aș lupta și aș face greve sau eu știu ce trebuie, meeting-uri, cum se poartă. Așa, dacă aș avea aceeași funcție ca un bărbat și eu am leafă mai mică decât el. Ați face, nu-i așa? Aș face. Dar de ce femeile nu fac? Dar încolo, faptul că eu pot să am mai mare talent la ceva decât un bărbat, pentru că genetic suntem diferiți, am spus întotdeauna, din moment ce avem anatomii diferite, fiziologii diferite, trebuie să aveți și psihologii diferite. De foarte multe ori nu realizez că ești discriminat, știți? Și zic de chestia asta, discriminările sunt... E o chestie foarte interesantă. Câteodată copiii sunt discriminați și sunt lăsați să se handicapeze într-un fel de poziția adultului, de putere. Dar educația unui bărbat care va discrimina începe în copilărie. Începe în copilărie și începe de la băiat. Mamele sunt date dracului. Și să știți că dacă cred în chestia asta cu popoarele arabe sau musulmane sau cum vreți să le zicem, este pentru că acolo mama îi formează pe bărbați. Și mama e importantă, pentru că băieții sunt preluați de tați când deja sunt, deja au fost un aluat în care și-au pus mâinile femeile. Încheiem călătoria printre amintirile dumneavoastră. Da, incursiunea. Incursiunea cu încă un loc în care n-ați mai fost de mult. Ce a fost pe strada aceasta? Strada aceasta a fost strada frumoasă. Institutul de Psihologie, fondat de Mihail Ralea, care, mă rog, la un moment dat a murit cu meditația transcendentală în 1982, cred, după ce fusese unit cu un alt institut de pedagogie și așa mai departe. Nu contează. Câți ani ați fost aici? 20 în cap. Bun, i-ar spune un fel de jumătate de viață de om măcar. Oricum o jumătate de viață de om care lucrează, aș absolut, putea să spun. Absolut. Da, s-a făcut mai mult. Da. Un institut frumos, cu o casă frumoasă, care era boierească. Cu amintiri frumoase? Și cu amintiri frumoase, da. Era o altă. Acum e cu totul altceva la Casa Academiei. Da. Suntem ca la Kremlin, față de o vilă frumoasă. E, mie da. Mi-a făcut plăcere incursiunea în viața dumneavoastră. Iată, avem o diplomă pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Asta, mulțumesc. Așa. Și acestea sunt flori din partea... Ați spus că vă plac cadourile, deci... Da, mulțumesc foarte mult! Mă gândeam că o să vă placă. Mi-a făcut mare plăcere și vă doresc tot binele din lume. Mă bucur că vi s-a întors băiatul. Mulțumesc! La revedere! La revedere! Îmi place mult o vorbă care cred că se potrivește bine cu emisiunea de astăzi. Cu o femeie deșteaptă poți să fii oricât de prost vrei. Ne revedem săptămâna viitoare cu o altă poveste de succes de femeie. Sunt Ina Ilie și vă doresc o lume minunată. Pa, pa! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni.